Aș vrea să vă rog să ridicați mâna dacă aveți un smartphone, o tabletă, un laptop sau un televizor. Pentru că în ceea ce urmează, aș vrea să vă invit să evaluăm relația noastră cu aceste dispozitive în lumina Psalmului 51. Iată cum au pornit lucrurile atunci. Într-o seară, regele s-a ridicat din patul său și se plimba pe acoperișul palatului. De pe acoperiș a văzut. A văzut o femeie foarte plăcută la înfățișare, care se îmbăia. Iată cum stau lucrurile astăzi. Un adult petrece în medie vreo 50 de ore pe an în biserică, dar petrece de, 50, de 40 de ori mai mult timp în fața ecranului, mai specific în fața televizorului. Până la absolvirea liceului, un elev petrece mai multe ore în fața ecranului decât în prezența la școală. Se spune că cei mai mulți copii ajung ca înainte de vârsta școlarizării să petreacă mai mult timp în fața ecranului decât vor petrece cu tații lor întreaga viață. Înainte de ziua școlarizării. Mai mult timp în fața ecranelor decât vor petrece cu tații lor pe tot parcursul vieții. Și iată o parte din motivele care ar trebui să ne, ne liniștească. Să nu ne lase să ne amăgim, că tot o să fie bine pentru noi și pentru copiii noștri. În cultura zilelor noastre, expunerea la pornografie este un lucru absolut normal. Este considerat un lucru normal. Mai mult de 60% din accesările de pe internet sunt cu orientare sexuală. Cel mai căutat cuvânt de pe internet este sex. Cel mai căutat cuvânt. Nimeni nu este ferit de ispita sexuală. Nu putem pretinde că e o problemă a bărbaților. Știți de ce? Pentru că vârsta medie pentru prima expunere la pornografie pe internet este de 11 ani. Prima expunere la pornografie. 11 ani. Peste 70% din cei care accesează lunar un site porno au între 18 și 24 de ani. Și 35% dintre dependenții de pornografie sunt femei. Nu putem pretinde că e doar o problemă a bărbaților. Și ecranele sunt doar o parte din problemă, doar o parte din discuție. Trăim într-o cultură care a scos afară moralitatea, a demolat-o. Și a făcut ca imoralitatea și pornografia să fie normalul, să fie considerat parte din normalul vieții. Gândiți-vă doar la discuția care a fost pornită vineri. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Problema nu e că au scos ceremonia pe Sena, ci că l-au scos pe Dumnezeu din viața lor și au bătut joc de el. Și un grup din comunitatea LGBTQ+, a parodiat cina Domnului. Și o minoritate din cei care consideră că acest lucru este ciudat. Multora li se pare normal. Citiți decalogul, vă rog. Luați și predica de pe munte și folosiți-le ca o grilă pentru a evalua tot ceea ce rulează pe ecranele familiei voastre. Tot ceea ce rulează pe ecranele familiei. Evaluați reclamele. Versurile videoclipurilor, imaginile din videoclipuri, filmele, jocurile video, emisiunile, evaluațiile în grila oferite de decalog și de predica de pe munte. Adăugați sau păstrați în minte și faptul că 12% din site-urile de pe internet sunt pornografice. Se estimează că 30% din traficul de date de pe internet este de fapt conținut pornografic. Gândiți-vă la cine sunt vedetele, ar căror nume și prenume le cunoaștem. Pentru că ne sunt prezentate în mod constant, ca și modele. Dar gândiți-vă ce este dincolo de imaginea lor. Cum arată viața lor morală? Chiar merită să fie considerate modele, să fie adoptate ca și modele, să fie admirate? La ce ne expunem? O poate zicem că nu ne expunem. Asta spun majoritatea adolescenților. Majoritatea adolescenților și a tinerilor și a adulților nu și-au nicio măsură de protecție în fața ispitelor sexuale. De ce? Pentru că ne considerăm mai puternici și mai maturi decât suntem în realitate. Dar comparați-vă cu David, omul lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu, psalmistul, la apogeul vieții și a făcut viața praf datorită falimentului în acest domeniu. Cine e imun? la ispita sexuală. Cine se poate pretinde ferit de ea? Peste jumătate din adolescenți caută în mod intenționat pornografia. Procentul e mult mai mare în cazul tinerilor, adică celor peste 18 ani. 79 dintre adolescenți spun că n-au pe nimeni care să-i ajute să lupte cu pornografia. Dar cum să-i ajuți? O parte, doar o parte din răspuns, da, sunt filtrele electronice, filtrele de conținut electronic, filtrele de internet, totdeauna acolo să te avertizeze dacă nu le șmecherești. Dar contribuția cea mai importantă pe care noi o putem avea sunt relațiile, relațiile sănătoase, în care suntem vizibili, în care suntem transparenți, în care ne dăm socoteală unii altora. Cine îți cunoaște parolele? Cine poate avea acces oricând la telefonul tău, la computerul tău? Cum este ușa camerei tale atunci când ești în fața ecranului? E închisă sau deschisă? Avem nevoie de decizii, de obiceiuri care să ne ajute să trăim în curăție. Martin Luther spunea, nu putem împiedica păsările să zboare deasupra capului nostru. Nu putem. Dar le putem împiedica să-și facă cuib în părul nostru. Desc discutând despre responsabilitatea părinților de a ajuta pe copiilor, să-și impună limite sănătoase în ce privește relația cu ecranul. Arim Pelniken oferă următoarea perspectivă și a spune în felul următor. gândeți te la faptul că atunci când copilul tău este singur cu ecranul, este în fața ecranului. În spatele ecranului sunt o mie de indivizi, profesioniști, echipați, care muncesc din greu ca să facă experiența copilului tău să fie cât mai tentantă cât mai adictivă. Și lupta nu o să fie câștigată de el. N-are nicio șansă în fața unei armate de profesioniști care lucrează să-l demoleze. Acum, înainte să elaborăm strategii, cum să ne protejăm copiii, cum să-i păzim, cum să-i câștigăm, să-i recuperăm pe cei care au căzut în această groapă, ar trebui să ne pocăim noi, adulții. Noi suntem primii care ar trebui să ne pocăim. Știți de ce? Pentru că asta ne spune Dumnezeu și asta spun copiii noștri. Asta spun copiii noștri. Am recitit săptămâna asta un sondaj și pentru... la care au participat șase mii de copii. Și pentru că ai mei nu au fost parte la acel sondaj, i-am chemat să răspundă la aceste întrebări. Eu am stat într-o parte acasă, ei în cealaltă și erau la mijloc între noi, spate în spate, să nu se influențeze unul pe altul, să nu, ne... să nu fie influențați de noi. Și le-am cerut să răspundă la următoarele întrebări. Ridicați mâna dacă părinții își verifică telefonul prea des. Mâna sus dacă credeți că da, lăsați-o jos, dacă nu. La mijloc, dacă e așa și așa. Cum e atunci când povestim? Aveți impresia că părinții își pierd atenția, că nu vă bagă în seamă. De ce? Pentru că sunt absorbiți de telefon în loc să vă asculte pe voi. 32% dintre copii spun, mă simt lipsit de importanță atunci când părinții mei fac asta, când telefonul e mai important decât mine, când sunt mai cuceriți de telefon decât să fie atenți la ce spun eu. Și mai mult de jumate dintre copii și-ar dori să le poată confisca părinților telefoanele. Și-ar dori să le poată confisca părinților telefoanele. Psalmul 51 a fost scris de David pe vremea când profetul Nathan a venit la el, după ce păcătuise cu Batșeba. Și aceasta e rugăciunea regelui risipitor, care a fost ales de Dumnezeu însuși, când era un adolescent, 1 Samuel 7, 16. Pe la 30 de ani a ajuns rege în Iuda. Peste alți șapte ani a ajuns rege peste tot Israelul. După aceea a primit legământul Davidic, promisiuni incredibile din partea lui Dumnezeu, promisiuni veșnice din partea lui Dumnezeu. Și în timpul vieții lui a văzut cum Dumnezeu își împlinește promisiunile, pentru că regatul lui creștea, se consolida, devenea tot mai puternic. Și de pe acel acoperiș al vieții, apogeu al vieții, a căzut direct în groapa vieții, prin păcatul cu Bașeba. Asta îi ispa pe care îi parcurge David la începutul anului, pe vremea când ieșeau regii la luptă, David l-a trimis la război pe Ioab, împreună cu slujitorii săi și cu tot Israelul. Ei au distrus pe fiul lui Amon și au asediat Raba. David însă rămăsese la Ierusalim. Într-o într seară, regele s-a ridicat din patul său și se plimba pe acoperișul palatului. De pe acoperiș a văzut o femeie foarte plăcută la înfățișare, care se îmbăia. David a trimis pe cineva să afle cine este femeia și i s-a spus că este Batsheba, fata lui Eliam, și soția hititului Urie. Știm noi cine e Elam sau Urie? Nu. Dar David știa foarte bine. Îi cunoștea personal. Urie era unul din ofițerii săi, cei mai curajoși. David a trimis niște mesageri ca să o aducă la el. Ea a venit la el și s-a culcat cu ea. Ea tocmai se curățise de necurăția ei. Apoi s-a întors acasă. Femeia a rămas însărcinată și a trimis să-l înștiințeze pe David zicând Sunt însărcinată omul rugăciunii, care obișnuia să alerge la Dumnezeu cu orice lucru, cu orice nevoie, cu orice teamă, cu orice bucurie, a fost redus la tăcere, 8 sau 9 luni. În timpul în care Baceba a fost însărcinată, a născut copilul și copilul a murit, David a fost redus la tăcere. De ce? Pentru că a fost prea ocupat să-și acopere păcatele cu alte păcate, să se ascundă, să trăiască ca un ipocrit. Și asta e ce face păcatul. Păcatul tolerat în viața noastră. Ne distruge rugăciunea. Ne străinează de Dumnezeu. Ridică un zid între noi și Dumnezeu. Ne reduce la tăcere. Ne face muți. Muți în prezența lui Dumnezeu. Hai să învățăm din mărturia lui David. Contextul ideal pentru păcatul sexual este singurătatea. Acolo încep scenariile. Acolo încep gândurile. Și în aparenta singurătate este cineva care vine lângă tine și spune că e ușor să te întorci după ce păcătuiești. Du-te, păcătuiește și o să fie ușor. Dumnezeu te iartă, Dumnezeu e bun. E diavolul care se întoarce la tine și când ai căzut. Și spune că, de fapt, pentru tine nu mai este iertare. Că nimeni nu mai poate să te schimbe. Nu vezi, deja ai căzut odată, de două ori, de o sută de ori. Nici Dumnezeu nu te mai poate schimba. Nu mai este scăpare pentru tine. În descrierea naratorului biblic, David este regele care domnea peste tot Israelul, judecând și făcând, făcând dreptate întregului său popor. Dar de data asta nu mai e așa. De data asta el e confruntat de profetul Domnului, pentru că a încălcat legea Domnului. Și pilda pe care Nathan o aduce înaintea lui, strânește mânia lui David. Viu este Domnul, că omul care a făcut acest lucru merită să fie pedepsit cu moartea. Așa era. Vinovatul și-a rostit singur sentința. Și în momentul ăla, profetul îl pune pe David față în față cu Dumnezeu. Tu ești omul acela. Tu ești omul acela. Și apoi îl ajută să înțeleagă ce a făcut de fapt. De ce ai disprețuit cuvântul Domnului? Ai disprețuit cuvântul Domnului. Și ai făcut ceea ce el consideră că este rău. L-ai ucis pe hititul Urie cu sabia, iar pe soția lui ai luat-o ca să fie soție. L-ai ucis pe Urie cu sabia fiilor lui Amon. Cum a disprețuit David cuvântul Domnului? Călcând în picioare patru porunci din decalog. Patru din zece le-a călcat în picioare. Să nu poftești pe soția semenului tău. Să nu comiți adulter. Să nu ucizi. Să nu depui mărturie falsă împotriva semenului tău. Și din aceste patru porunci pe care le-a călcat în picioare, pentru două dintre ele, legea nu avea iertare. Legea decreta pedeapsa cu moartea. David trebuia să moară. Dacă un bărbat a comis adulter cu soția unui bărbat, dacă a comis adulter cu soția semenului său, atât cel care a comis adulter, cât și cea care a comis adulter, să fie omorâți. Dumnezeu nu avea soluție în lege. Dacă un om pune la cale să-l ucidă pe semenul său, prin vicleșug, chiar și de la altarul meu, să-l iei ca să fie omorât, nu era iertare pentru el. Și relația regelui cu Dumnezeu a ajuns într-o criză care e fără precedent. Dacă o evaluăm după cuvintele lui Dumnezeu, mesajul cărții 1 și 2 Samuel, voi onora doar pe cei ce mă onorează. Însă cei care mă disprețuiesc, vor fi disprețuiți. David, de ce ai disprețuit cuvântul Domnului? De ce l-ai disprețuit pe Dumnezeu? Cu toate astea, David e iertat. Dar consecințele păcatului lui sunt nenegociabile și sunt exprimate în termeni foarte duri. Acum sabia nu se va îndepărta din familia ta niciodată. Pentru că mai disprețuit și a luat-o pe soția hititului Urie ca să-ți fie soție. Așa vorbește Domnul. Iată, voi ridica nenorocirea asupra ta, din propria ta familie. Îți voi lua soțiile înaintea ochilor tăi și le voi da altuia, iar el se va culca cu ele la lumina zilei. Tu ai lucrat în secret. Însă eu voi împlini acest cuvânt la lumina zilei, înaintea întregului Israel. Și așa s-a întâmplat. Și duminica viitoare vom ajunge la un psalm care exprimă această durere cu această ocazie. Dar până atunci Dumnezeu ne avertizează pe fiecare dintre noi că păcatul nostru rămâne să rămână ascuns. Păcatul nostru rămâne să rămână ascuns. Și consecințele lui o să fie vizibile, o să fie evidente. Spre desubire de el, spre deosebire de Saul, cei care a fost înaintea lui, David se pocăiește. Când el a fost confruntat cu viața lui, cu viața băieților lui, n-a avut nicio reacție, n-a făcut nimic, n-a schimbat nimic în viața lui. Când Saul a fost confruntat cu păcatul lui, a reacționat, dar a fost viclean. N-a fost sincer. A mimat pocăința. A mimat pocăința. În schimb, atunci când David este confruntat cu păcatul lui, nu are nicio scuză. Nu dă nicio explicație. Nu invocă circunstanțe atenuante. Nu se explică în niciun fel. Și el are o singură replică și foarte scurtă. Am păcătuit împotriva Domnului. Asta e tot ce spune în fața lui Natan. Am păcătuit Împotriva Domnului. În sfârșit, David renunță să-și mai ascundă păcatele, își asumă cu onestitate vinovăția. Și vă rog să observați ce face: am păcătuit împotriva Domnului. E o diferență uriașă între a ne plânge consecințele păcatului, ce ne doare și a plânge păcatul. David plânge că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Îl mistuie dorul după Dumnezeu. Spune, mi se zdrobeau oasele în mine, le zdrobea în mine în perioada în care nu mă pocăiam. Mă durea, mi-era atât de dor de tine. Păcatul era groaznic și trăiam în el. David nu-și plânge doar bubele, plânge lipsa lui Dumnezeu din viața lui în ultimele luni. Imaginez că după ce Nathan a plecat, David a rămas singur și a rămas singur cu Dumnezeu și pentru prima dată, după luni de zile, a fost sincer cu Dumnezeu și a scris acest psalm, această rugăciune și a rostit-o în prezența lui Dumnezeu, care trezit la realitate, recunoaște cât de urât, cât de mizerabil e păcatul și cât de mult e a lipsit Dumnezeu în toate acele luni. Acum Dumnezeu nu s-a angajat să-L trimită pe Natan, să trimită un profet pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare din păcatele noastre. Deși uneori o face, ne cheamă la pocăință prin soția noastră, prin copiii noștri, prin părinți, prin frați, prin biserică. Ne cheamă la pocăință. Toată ziua, Biblia e disponibilă și ne cheamă la mântuirea prin Isus Hristos. În fiecare duminică suntem chemați nu să ne prefacem și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Prin cântare, prin rugăciune. Să ascultăm cuvântul ca să-l înțelegem, să-l aplicăm în viața noastră. Dar Dumnezeu promite să facă ceva mult mai mult pentru fiecare dintre noi. Să-L trimită în mod personal pe Duhul Sfânt atunci când păcătuim. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, în ce privește dreptatea și în ce privește judecata. Și noi suntem parte din lume, fiecare dintre noi. De aceea suntem datori să răspundem la această întrebare pe care psalmul ne-o ridică. Ce faci cu păcatele tale? Ce faci cu păcatele tale atunci când Duhul Sfânt te dovedește vinovat? Te dovedește vinovat de păcat. A poate spui că tu n-ai încălcat, ca și David, patru porunci din decalog. Tu n-ai poftit soția nimănui. N-ai comis adulter cu nimeni. N-ai ucis pe nimeni. N-ai înșelat pe nimeni. Nu ți-ai făcut planuri cum să scapi de dușmanii tăi. Dar atât ce spune Domnul Iisus. Nu să ne comparăm cu oameni, ci să ne comparăm cu El. Ați auzit că li s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine ucide va fi supus judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său fără motiv va fi supus judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va fi supus judecății sinedrului. Iar cel ce va zice nebunule va fi supus judecății focului genei. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, a și săvârșit adulter. Din nou, ați auzit că li s-a zis celor din vechime, să nu juri fals, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați deloc. Nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este scăunașul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea mare lui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, pentru că nu poți face nici măcar un fir de păr, alb sau negru. Vorbirea voastră să fie da? Da. Nu? Nu tot ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Psalmul 51 este rugăciunea păcătosului care aude vorbirea Duhului Sfânt. Tu ești omul acela. Și nu se mai scuză, ci cu onestitate vine am păcătuit împotriva Domnului. Am păcătuit împotriva Domnului. Ideea principală pe care cred că o comunică acest psalm este următoarea. Înnoirea inimii, bucuria mântuirii, adevărata slujire, adevărata închinare. Toate astea încep cu mărturisirea păcatului. Fără mărturisirea păcatului, sunt falsuri. Nu există inimă curată fără mărturisirea păcatului. Nu există bucuria mântuirii, nu există slujire, nu există închinare. Atâta vreme cât păstrăm, tolerăm păcatul în viața noastră. Psalmul ar putea fi structurat în modul următor. E o cerere de iertare, după care David își mărturisește păcatul și recunoaște că Dumnezeu e drept. Nu contestă niciun fel dreptatea și judecata lui Dumnezeu. Dar apoi cere să-i fie curățată inima. Nu să-i fie uh, eliberată reputația, să-i fie curățată reputația, să-i fie curățată inima din interior. Și după aia, cererile pe care le face în încheierea psalmului sunt foarte îndrăznețe. David însuși cere să fie reprimit în slujire să fie primit de Dumnezeu înapoi în slujire, în slujba poporului său și a lui Dumnezeu. Dar apoi visează la ceva mai mult. Și m a întrebat săptămâna asta dacă nu cumva acum i-a venit ideea închinării de la templu. El visează ca închinarea întregului popor să fie restaurată, să fie înnoită, să fie autentică, să fie plină de viață în prezența lui Dumnezeu. Visează ca oamenii, întregul popor să aducă jerfele dreptății înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie onorat de întregul popor. Mai întâi, cererea de iertare. Arată-ți bunăvoința. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule. După ce a fost dovedit vinovat, vrednic de pedeapsa cu moartea, la două capete de acuzare, David alege totuși să implore îndurarea lui Dumnezeu. E singura nădejde pe care o are. Mila lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Și ea devine posibilă sau vizibilă numai prin ochii pocăinței. Numai atunci când avem curajul să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, potrivit îndurării tale, mila ta cea mare. Șterge fără de legile mele. Spală-mă de nelegiuirea mea. Curățește-mă de păcatul meu. Și el își descrie păcatul folosind trei termeni. Fără de lege, nelegiuire și păcat, spune el. Fără de legea îl descrie pe cel care știe regulile. Știe ce a spus Dumnezeu, dar se răzvrătește. Rebelul care umblă împotriva voii lui Dumnezeu, care premeditează de fapt să-și rupă relația lui Dumnezeu prin comportamentul lui. Nelegiuirea descrie faptele greșite, perverse, depravarea, excesele. Și termenul folosit pentru păcat este cel care ratează ținta pentru că a ratat calea pe care Dumnezeu ne-a chemat să mergem. Ratează ținta pentru că a ratat calea pe care Dumnezeu a trasat-o pentru noi. David știe că legea nu are iertare pentru el, că nu era jerfă pentru păcatul lui. Nu avea soluție în lege. Și totuși se roagă. De ce? Pentru că știa că Dumnezeu a mai făcut-o. Ierta și pe alții. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu însuși a pregătit jerfa, fără că ei să ceară. Mai știa din Geneza că atunci când Iuda, și el provenea din Iuda, vânzătorul și cel care a trăit în încest cu nora lui, a primit har din partea lui Dumnezeu, a devenit răscumpărătorul mai târziu. A devenit răscumpărătorul. Dar am putea zice asta toate înainte de lege. De atunci, de la, Exo, de la, Sinai a fost dată legea și Dumnezeu se raporta la poporul său în baza legii așa e. Dar tocmai la Sinai, Dumnezeu a iertat întregul popor. Când au trăit în adulteri spiritual, l-au înlocuit pe Dumnezeu cu un vițel de aur. Și în loc să-i omoare, deși toți meritau să moară cu acea ocazie în afară de Moise, Dumnezeu îi reprimește pe toți în baza pocăinței lor. Îi reprimește pe toți în legământ. Gândiți-vă și la Noul Testament. Și Domnul Iisus a făcut asta. Când au dus la el o femeie prinsă în adulter, el a iertat-o. De ce? Pentru că înaintea tuturor acestor păcate era promisiunea lui să fie mielul de jerfă a lui Dumnezeu, înainte de întemerea lumii. Și pe baza promisiunii lui, pe baza jerfei lui, Dumnezeu a putut ierta orice păcătos care s-a întors la el. Orice păcătos. David nu mai ipocritul, care e mulțumit să aibă un cazier fals, că și l-a fabricat el. Sau să aibă un profil perfect pe rețele de socializare. Dice că el e bogat și își permite ultimul program și și-a trucat toate pozele, și-a trucat toată viața și arată ce vrea oamenilor. Nu. El cere să-i fie curățată inima, să fie curățat din interior. Și asta e pocăința adevărată. Nu-i preocuparea cu reputația, e preocuparea cu inima cu schimbarea inimii, cu ceea ce Dumnezeu vede, cu inima noastră în prezența lui Dumnezeu. Asta e păcăința autentică. După aceea el își mărturisește păcatul. Și mărturisește păcatul. Momentul în care este confruntat, spunea David, nu se scuză niciun fel, nu are niciun fel de explicație, ci doar recunoaște, am păcătuit împotriva Domnului. Și în psalm, el în mod repetat, Afirmă dreptatea lui Dumnezeu. O recunoaște. Dumnezeu e drept în ceea ce-i face, în ceea ce-i a spus că-i va face. Căci îmi cunosc fără de legile. Păcatul stă tot timpul înaintea mea. Și apoi el continuă. Împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit. Și am făcut ce este rău înaintea ochilor tăi. Așa că ești drept când vorbești, integru când judeci. Dar noi ne-am putea întreba. Numai împotriva Domnului? Spui David. Numai împotriva Domnului? Cum rămâne cu Batșeba? Ai poruncit uciderea lui Urie. Slujitorii s-au transformat în sclavii păcatelor tale. Copilul a murit din cauza ta. Nu-ți pasă că ai distrus atâția oameni? Cum adică numai împotriva lui Dumnezeu? E suficient să fii religios, scrii o rugăciune, scrii un cântec și apoi îți vezi de viața ta cum adică numai împotriva lui Dumnezeu? Nu-ți pasă de ce ai făcut? Ba da, ba da. Dar David știa care este prima poruncă din decalog. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Martin Luther spune, condiția pentru a călca orice poruncă din lege este călcarea primei porunci. Nu poți să calci nicio poruncă până nu l-ai înlocuit pe Dumnezeu cu un idol. În momentul în care ai călcat prima poruncă și ai un alt Dumnezeu, e foarte ușor să trăiești în păcat. De ce? Pentru că trăiești pentru ceea ce iubești cel mai mult. Și Domnul Iisus îl confirmă. Cea mai mare poruncă din lege, spune el, este aceasta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Când nu-L mai iubești pe Dumnezeu așa, e foarte simplu să trăiești în păcat. Este justificabil să trăiești în păcat. Primii, așadar, afectați de păcatele noastre, conform primei porunci, conform scripturii, nu sunt ceilalți, nu suntem noi. Este Dumnezeu însuși. Prima dată îl disprețuim pe Dumnezeu prin păcatele noastre. Apoi ne degradăm pe noi, rănim pe toți cei din jur și ne facem praf, relațiile prin păcat. Atunci când păcătuim, îi spune lui Dumnezeu că noi știm ce înseamnă fericirea. Și noi mergem spre acea fericire pe care ne-am ales-o. Când mințim, când înșelăm, când jignim, când lovim, când comitem orice fel de imoralitate sexuală, nu noi suntem primii afectați de păcatele noastre, nici cei din jurul nostru. Nu este lista de oameni pe care i-a rănit David și le-a făcut viața praf, ci Dumnezeu este primul afectat de păcatele noastre, ofensat de păcatele noastre. Și regele risipitor imploră îndurarea lui Dumnezeu. Asemenea fiului risipitor, care și-a venit în minte, a început, în sfârșit, a început să gândească corect din nou. Iar revenit toate simțurile deodată, a început să vadă unde este, unde a ajuns, să audă ar fi vrut să pună mâna pe roșcovele de la porc, să le mănânce, dar alege să se pocăiască, să se întoarcă la tatăl său, la fel ca și, ca și David. A înțeles că, în primul rând, păcatul este disprețuirea lui Dumnezeu. De aceea el merge la esența problemei și declară esența problemei împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. De ce? Pentru că David nu se compară cu oamenii. David stă înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că toată viața am fost așa. Întotdeauna am fost necurat în prezența ta. Asta era în inima mea. Și vin să le aduc înaintea ta. Iată, am fost născut în legiuire. În păcat m-a conceput mama mea. Dar tu vrei ca adevărul să fie în adâncul ființei. Tu mă vei face să cunosc înțelepciunea înăuntrul meu. Sau în descrierea pe care Dumnezeu însuși o face omului în Geneza. Înclinația inimii lui. Ierea din tinerețe. Era din copilărie. Suntem egoiști, de mici, răzvrătiți, de mici. De aceea David cere să fie curățit. Zidește. Creează în mine o inimă curată, Dumnezeule. Da, păcatul poartă masca falsă a distracției. Trește dres. Distracție după nuntă. Nu așa. Fă o praf. Dar păcatul trebuie spălat, pentru că ne pângărește pe noi, nu doar ceea ce este în afara noastră, ne infectează. Și David își cere iertare înaintea lui Dumnezeu, folosind cuvintele leprosului, a omului care a pus mâna pe un mort, pe un cadavru și vrea să fie primit înapoi în prezența lui Dumnezeu, înapoi în poporul lui Dumnezeu. Vrea să trăiască cu adevărat. Isopul era o plantă mică. Ușor putea îi face din ea o pensulă, că nu erau magazine de bricolaj. Să faci din ea o pensulă. Și așa au făcut și ei. În noaptea de Paște din Egipt, când cu isop au uns tocul ușii cu sângele mielului, pe post de pensulă. Și David știe că nu doar trupul lui a fost murdărit, că inima lui a fost pângărită Că gunoiul nu era în afară, era în inima lui Era o groapă de gunoi în inima lui De aceea, cur... de aceea strigă Curățește-mă cu isop și voi fi curat Spală-mă Spală-mă și voi fi mai alb ca zăpada În sfârșit, compatibil cu prezența ta David nu cere schimbarea împrejurărilor Nu cere schimbarea oamenilor Celor din jurul lui El cere ca Dumnezeu să-i schimbe inima știe tot ce a demolat păcatul în viața lui, ce a făcut praf păcatul și cere lui Dumnezeu să recreeze, să zidească o inimă nouă înăuntrul său. Vrea să fie reclădit din interior. Ce știe David când se roagă? Atunci când el spune, nu m-a alungat din prezența ta, nu o lua de la mine Duhul tău ce Sfânt. Ce știe David? Știe istoria lui Adam și Eva? Alungați din prezența lui Dumnezeu când au ales să trăiască în păcat. Știa istoria asta. Și știa istoria lui Cain. Condamnat să fie risipitor, rătăcitor, fugar pentru tot restul vieții lui. Dar asta este toată istorie, și în alb și negru. Dar l a văzut pe viu, a fost martor ocular la degradarea lui Saul. Știți când a ajuns Saul în fundul gropii? Când Duhul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de la el și a coborât un duh rău care îl chinuia și David a fost martor la această experiență. L-a văzut pe Saul degradându-se sub ochii lui, făcându-și viața praf. Și imploră îndurarea lui Dumnezeu să nu ajungă la fel ca și celălalt, ca și Saul, pe care l-a văzut distrus de păcat, pentru care refuza să se pocăiască. De aceea, el cere o inimă curată. Duhul lui Dumnezeu să rămână prezent la lucru în viața lui. Dar spuneam, el după aceea are cereri foarte îndrăznețe. Doamne, primește-mă înapoi în slujire. Vreau să fiu din nou în slujba ta. Stăpâne, deschidem buzele. Atunci îi voi învăța căile tale, pe, ce, pe cei ce încalcă legea. Păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, eliberează-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va vesti, va clama cu bucurie dreptatea ta. Stăpâne, deschidem buzele, iar gura mea va vesti lauda ta. David visează nu doar să fie iertat, nu doar să fie recreată viața, să primească o inimă curată, ci să fie folositor poporului său, folositor lui Dumnezeu. De aceea el vrea să le arate și altora care e calea spre mila lui Dumnezeu. Că el a găsit-o, că el a primit-o, și să le arate și altora cum, poate, cum pot să ajungă la mila lui Dumnezeu Iată două situații în care Domnul Iisus face exact același lucru Primește păcătoși iertați În slujire, în slujba lui Vorba de un demonizat Vrea să-l urmeze pe Iisus Să se alăture grupului de ucenici Dar Domnul Iisus îi spune nu Du-te acasă la ei tăi Istorisește-le cât de mult a făcut Domnul pentru tine Cât de mult a făcut Domnul pentru tine Și cum a, cum a avut milă de tine și el asta se duce, asta face. Și toți sunt uimiți de viața lui. Și asta e primirea unui păcătos iertat în slujire. Dar Domnul Iisus reprimește în slujire pe cei care se pocăiesc. Îi iartă și reprimește în slujire. La ultima cină, Domnul Iisus le spune ucenicilor, toți mă veți părăsi. Toți vă veți lepăda de mine. Și Petru spune, eu nu. Ăștia-s eu sunt mai bun eu nu o să mă lepăd de tine. Până la moarte, dacă e nevoie, eu merg cu tine. Și Domnul Iisus îi spune, noaptea aceasta te vei lepăda de mine de trei ori. Dar îi spune ceva mai mult. Petru, ucenica, ucenicia nu e o joacă. E o luptă spirituală. Satana a cerut să vă cearnă. Cum se cerne greul? Dar eu m-am rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, ce înseamnă să te întorci? Să te pocăiești. Atunci să-i întărești pe frații tăi. Vei fi pus din nou în slujba mea după ce te vei pocăi. Elementul comun al acestor oameni e că se opresc înaintea lui Dumnezeu și își recunosc starea. Se pocăiesc și Dumnezeu îi primește în slujba lor, în slujba lui. E o inimă care recunoaște cum este, că nu merită nimic, ba da merită mânia lui Dumnezeu. Dar în schimb a primit har și acel har vrea să-l dea mai departe. Ultimele versete sunt o cerere îndrăzneață de restaurare a închinării comunitare în întreaga țară. În ta, fă bine Sionului, construiește zidurile Ierusalimului, atunci îți vei găsi plăcerea în jerfele dreptății, în arderea de tot și în jerfa întreagă, atunci se vor aduce tauri ca jerfă pe altarul tău. Și rugăciunea lui David a fost folosită de Dumnezeu probabil mai mult decât și-a imaginat el. Întregul popor, la ziua ispășirii, întregul Israel, folosea Psalmul 51 scris de păcătosul David. Întregul popor dorea să fie îndepărtat păcatul și folosea cuvintele lui. În istoria bisericii, dintre psalmii de pocăință, cei șapte psalmi de pocăință, niciunul n-a fost mai important decât psalmul 51. Dar a fost folosit în fel și chip, dar niciunul n-a fost mai important decât acesta. Psalmul 51 este rugăciunea celui care aude vocea Duhului Sfânt. Tu ești omul acela. Și nu se mai scunde, nu se mai scuză, ci suprește înaintea lui Dumnezeu, am păcătuit împotriva Domnului. Își recunoaște cu onestitate vinovăția. Recunoaște că înnoirea inimii, bucuria autentică, bucuria mântuirii, slujirea adevărată, nu cea de fațadă, închinarea autentică, nu cea de ochii oamenilor, sunt posibile numai prin mărturisirea păcatelor. Numai prin mărturisirea păcatelor. Cererile din Psalmul 51, cererile regelui risipitor, au fost împlinite de Dumnezeu, în mod de plin, prin Fiul Său, adevăratul rege, care a trăit pe același pământ murdar ca și noi, dar fără păcat. Și El a ales să cheltuiască totul. De ce? Ca să salveze fiii risipitori, păcătoșii, răzvrătiții, rebelii, și strigătele lui Iisus de pe cruce n-au fost auzite doar de cei care au fost acolo, în apropiere. Au fost auzite în cer, de Tatăl și de Îngerii Lui. Au fost auzite în iad, de diavol și de Îngerii Lui. Și au fost auzite pe parcursul istoriei și se aud și astăzi. Pentru că sunt singura speranță a celor fără speranță, a celor condamnați la moarte de păcatele lor. Tată, iartă-i, de asta a stat Isus pe cruce. Să fie speranța celor fără speranță. Isus e scăparea tuturor celor care își vin în fire și nu se mai scuză. Au curajul să recunoască că viața lor e murdare, pângărită, miroase moarte. E o groapă de gunoi. Și care vor să fie eliberați din închisoarea păcatului. Ca să trăiască viața pe care Dumnezeu a gândit-o pentru ei. Dumnezeu n-a iubit biserica pentru că e frumoasă, ci ca să o facă frumoasă, ca să o curățească de orice păcat și pentru toată veșnicia să o prezinte, să o păstreze în prezența Lui Sfântă și fără prihană. Și asta declarăm noi, la fiecare celebrare a cinei Domnului, că suntem invitați la masa regelui. Suntem invitați la masa regelui de un rege cu trupul frânt, fără păcat, dar frânt, ca să ne elibereze pe noi, ca să ne facă potriviți să trăim în prezența Sfintei Treimi. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Un trup fără păcat, sfânt, frânt pentru noi păcătoși. să ne elibereze mintea, să ne elibereze inima, să ne curețe ochii, întregul trup de păcat. Acesta e trupul meu, spune Domnul Iisus, care se dă pentru voi. Prețul curățirii inimii noastre a fost plătit. Puterea care face posibilă schimbarea noastră este disponibilă. Prețul bucuriei mântuirii, prețul ca noi să putem sluji, prețul ca noi să ne putem închina înaintea lui Dumnezeu, a fost deja plătit. A fost deja plătit. Dar toate astea devin realitate pentru noi numai dacă ne mărturisim păcatul. În rest, sunt falsuri, pot fi trucate, pot fi pervertite, dar sunt realitate numai prin mărturisirea păcatelor. De deci ce aș vrea să vă invit să ne rugăm în tăcere, așa cum stăm, fiecare dintre noi? Spuneam, asta e rugăciunea păcătosului care e confruntat de Dumnezeu și care trebuie să răspundă. Tu ce faci cu păcatele tale? Haideți să răspundem, fiecare dintre noi, lui Dumnezeu, în tăcere.